Salut, sunt Gosti Matei și bine v-am găsit! A apărut un nou token, se cheamă Baby Doge, sau copilul câinelui, nu? Așa s-ar traduce. Și este moneda mai mică a Dogecoin. A fost lansat în Statele Unite acest token, din fondurile câștigate, o anumită parte va fi investită în construcția de adăposturi pentru animale, în special pentru câini. Da? Acest token îl putem pune în staking sau hold. Iar pe toată perioada care noi păstrăm acest token, vom primi din văzarea cumpărarea a Baby Doge un 5%, da? Din toate tranzacțiile de cumpărare și vânzare. Atâta timp cât veți păstra acești token într-un wallet. În cazul acesta, în walletul de Metamax, pentru că folosește, ne protocolul de Binance Smart Chain. Ai spune că are un partener de calitate, da? Puteți citi să vedeți că este foarte interesantă inițiativa celor care au lansat acest token. Iar din distribuție vedeți câte 5% veți primi. În plus, ori de câte se vinde și se cumpără token da? Sunt suficiente informații, le puteți citi. Este cum am spus, lansat de curând, nu are nici două săptămâni și deja a apărut în mediile comunicației din Statele Unite, New York Post, în Business Insider, în in Yahoo Finance și așa mai departe. Și vor fi șase faze, da? Prima este aceasta, care a început acum, urmată de cele cinci, până la finalizarea proiectului. Ce puteți face până atunci e să vă achiziționați token, o să vedeți că este foarte ieftin. Cu un dolar vă puteți cumpăra câteva milioane bune de token și de ce nu aștepta o perioadă de timp și să vindeți când îi crește valoarea cu 500-1000%, știți? Și atunci o să aveți un câștig foarte bun. Până în momentul ăsta au peste 60.000 pe Twitter de followers, peste 60 de mii telegram. Aici puteți contacta direct cu ei dacă aveți nelămurii, întrebări și așa mai departe. E se poate cumpăra și vinde un Pancake Swap. Ca să fie treaba și mai avantajoasă pentru acest token, urma cu câteva zile, 1 iulie, Elon Musk a un tweet cu textul Baby dodge, do, 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 do. Da? Ce credeți că s-a întâmplat imediat după ce a apărut acest tweet? Se vede că influențează foarte mult Elon Musk orice, orice tweet care îl adaugă. Influențează foarte mult criptomonedele. Și se pare că aici are și un interes. Asta nu e rău, cel puțin pentru noi care prindem acest token de la început. Și vom aștepta până va crește un pic prețul, un pic mai mult, și o să fie în avantajul nostru cu siguranță. Deci, vedem aici a fost uh, acel anunț pe Twitter și uitați cât de, de mult a urcat uh, valoarea tokenului. Bineînțeles, după aceea s-a stabilizat. Dar cum este la început, haideți să și vedem ce preț are. Vezi, data de întâi, când... Uh, a apărut adăugat de Elon Musk. În primă fază a urcat 100% prețul și după aceea, vedeți, după câteva zile, a început din nou să să crească și încă foarte rapid, undeva la 300%. De ce? Pentru că deja este cunoscut sau a început să fie cunoscut și pe rețelele de socializare și toată lumea vrea să cumpere cât mai mult. În această perioadă când prețul este foarte mic. După cum vedem în dolari, după 0 avem 2, 4, 6, 8 0 da? Este listat în cuimat că ca nu număr bine aminte, dar e pe locul 2500 și ceva. Asta e momentul în care puteți să vă cumpărați uh, acest token. Posibil să fie doar uh, o farsă, ceea ce nu cred când... Uh, își bagă nasul între ghilimele Elon Musk, are un interes. Cum a spus, cu un dolar vă puteți cumpăra câteva milioane de token și să îi uh, păstrați până uh, îi crește prețul. Bun, să merg pe exchange-ul Swap. Trebuie să-l aveți sincronizat cu Metamax. Cum ați- am spus la început acestui video, rețea este Binance Smart Chain după ce l-a sincronizat acest exchange cu wallet-ul vostru de Metamax, va trebui să adăugați prescurtarea acestui token. De moment se poate cumpăra cu USDT, da? Pentru a avea contractul adăugat pe Metamax, mergeți la această pagină, Merg la pagina oficială, copiați adresa pentru că este aceasta, da? Mergeți la altul Metamask, Metamax, mai jos, dacă aveți mai mulți token, trebuie să mai jos, dacă aveți doar un singur token, nu apare imediat, deci oricum, adăugare token, adăugați adresa contractului, aici va apare simbolul, numărul de decimale, dați continuare, nu să continuare și s-a adăugat la mine, spune că deja îl am în cont. Închid. Și acesta este. Da, vă va să vă apară așa. Baby Doge. După ce l-aveți în wallet, puteți să-l căutați pe acest exchange pentru că în prima fază nu se va apară. În cazul acesta dați click pe selectare monedă. Adăugați Baby Doge aici și va apare respectivul token. Atenție, întotdeauna trebuie să aveți în uh, Metamax, în cazul Binance Smart Chain, ceva BNB pentru comisioane. din nou la selectare monede și o să vă apară Baby Lodge. Dați click pe el. Vă reamintesc că de moment se poate cumpăra doar cu SDT. Și cum am spus, în balanță trebuie să aveți pentru comisioane BNB. Așa că trebuie să aduceți ceva USDT pe Binance Smart Chain. Puteți face transferul prin protocolul BEP20, care este al Protocolul Binance. Comisionul de transfer de pe Binance aici este foarte mic, de 0,6-0,8 dolari, nu mai mult. După ce aveți bănuții, venim aici la balanță, căutăm un La mine nu mai e niciun dolar pentru că am cumpărat de cât aveam. Dacă aveți 10 dolari, va apare aici în balanță 10 dolari veți cumpăra de cât doriți. Eu, cum v-am spus un pic mai înainte, cu un singur dolar, la prețul care vi l-am arătat mai înainte, puteți să uh, cumpărați, ia să vedem, 22 de, pe de token. de Ok? Aici apare insuficient pentru că nu, am, nu mai am niciun dolar, dar dacă aveți dolar, un singur dolar e suficient să vă luați acești token. Acceptare și cumpărare de token. Iar după ce s-a făcut transferul, veți avea bănuții, vă apare tokenii direct în, în Metamax. Dacă o să urmăriți un pic, nu știu, câteva minute, o să vedeți, în permanență se modifică suma tokenilor, da? Este vorba de cei 5% care v-am spus la început, care se adaugă în contul nostru, în valetul nostru, acei 5% fiind parte din ce să vinde și să cumpără. Cam atât de moment. Sper că următoarea perioadă să avem bucuria de a vinde acești token la un preț foarte avantajos pentru noi, cei care l-am cumpărat acum, cu prețul este foarte mic. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată, nu uitați să dați un like, să distribuiți acest tutorial dacă v-a plăcut. La revedere!